Bambi de Felix Salter. Într-o frumoasă dimineață de primăvară, într-o pădure imensă, a venit pe lume un pui de căprioară. Îl chema Bambi. E purașul, bocănilă, foarte bucuros și a petrecut to zi toată ziua, alergând în sus și în jos pentru a anunța vestea cea mare. Prieteni, veniți cu toții! S-a născut prințul pădurii! Se numește Bambi!" Bambi era foarte fericit. Se juca toată ziua, de dimineață până seara, cu prietenul său Bocănilă. Bambi, nu vă îndepărtați prea mult!" Spun, îi spunea mama lui. Iar iepărașul Bocănilă îl, îl iubea foarte mult pe puiul de căprioară. Îi plăcea să-și petreacă timpul cu el, să-l ducă pe, pe, pe pășuni și să-l învețe marile secrete ale pădurii. În doar câteva zile, i-a prezentat o mulțime de animale, i-a arătat unde putea găsi mâncarea lui preferată, ca, care erau locurile de joacă, unde se afla iazul. Și așa au trecut lunile. Într-o zi, la Iaz, Bambi a cunoscut o căprioară frumoasă. La început, amândoi au fost surprinși, dar apoi s-au împrietenit. Într-o dimineață, Bambi s-a trezit și își dădu seama că pădurea era acoperită de un strat alb. Era zăpadă! Venise iarna! Ah! exclamă puiul de căprioară. Simți zăpada rece! Totul era minunat până într-o zi când Bambi își dădu seama că mama lui era foarte neliniștită. Se uita în toate părțile și adulmeca, după câteva momente spuse îngrijorată. O, oh, nu! Sunt vânători! Fugi, Bambi! Fugi!" Puiul de cerb ascultă pe mama lui. O lua la fugă cu toate forțele sale și reuși să scape, dar... Un glonț o nimeri pe mama sa, căprioara. Când Bambi înțelese că, că nu avea să o mai vadă, se întristă nespus de mult. Toate animalele pădurii, chiar și cerbul cel mare, regele pădurii, veniseră să îl consoleze. Nu plânge, i-a spus marele cerb, noi te vom ajuta. Și așa a trecut timpul. A venit din nou primăvara, iar Bambi crescuse deja mult. Avea niște coarne frumoase și continuă să străbată pădurea însoțit de prietenii lui. Iepurașul Bocănilă, Sconxul, Floare și prietena lui, frumoasa căprioară, erau mereu alături de el. Dar în pădure trăia și un cerb foarte prost crescut. Era gelos pe Bambi pentru că avea prieteni și se distra atât de bine împreună, împreună cu ei. Și, cum cerbul cel rău era mereu singur, tot încerca să-i deranjeze pe ceilalți. Odată l-a împins pe Bambi cu coarnele, iar Bambi s-a supărat atât de tare încât l-a doborit dintr-o lovitură. La câtva timp după aceea, într-o dimineață, Bambi simți un miros ciudat. Era miros de foc! Pădurea ardea! Nu avem timp de pierdut! Animalele au fugit și cu mare efort au, au ajuns la râu. Deși apa i-a târât în jos până la o cascadă mare, au reușit să ajungă la mal. După ceva timp... Bambi și prietena lui, Căprioara, au adus pe lume doi puișori de cerb deosebit de frumoși. În pădure, toate animalele veniseră să o felicite pe mămică. În acest timp, pe vârful unei coline, Bambi și, pri și privea în zare, mândru și fericit. Devenise marele cerb, regele pădurii. Sfârșit! Noapte bună, copii! Abia aștepți următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul este posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!